Bună ziua, sunt Caterina Boariu. Astăzi îl avem invitat alături de noi pe domnul dr. Ovidiu Peneș, care ne va răspunde la câteva din multele întrebări pe care le avem noi femeile. Bună ziua, domnule doctor, ne bucurăm că sunteți alături Bine de noi. Bine v-am găsit. Ce alimente ar trebui să consumăm pentru a preveni căderea părului toamna? Vedeți, părul ăsta crește pentru că el are o rădăcină și rădăcina asta este irigată de vasele noastre de sânge. Ori dacă sângele nu conține suficient nutrienți sau hormonii noștri sunt dereglați, se va vedea imediat în consistența, calitatea și grosimea firului de păr. Și bineînțeles că, mai ales toamna și primăvara, avem o cădere masivă a firului de păr pentru că noi nu știm să mâncăm corespunzător. Părul este unul din semne, dar vă dați seama că organismul nostru suferă din lipsa acestor nutrienți pe mai multe planuri. Pentru asta trebuie să oferim o alimentație echilibrată, o alimentație care să ne regleze hormonii și o alimentație care să aducă nutrienți, mineralele de care are nevoie și vitaminele de care are nevoie. Consumați în fiecare zi câte o porție de câteva migdale. Consumați salate și fructe din abundență, dar fructele să fie de tipul fructelor de pădure. Să nu vă lipsească în fiecare dimineață o porție de afine, zmeură, mure. Salate la fiecare masă, salate de tipul spanacului, crud sau mâncarea din astfel de legume și folosiți tot timpul legume intens colorate, ardeiul gras roșu, colorat intens, o să vedeți că vă aduce nutrienții de care aveți nevoie. Nu uitați să vă hidratați și nu uitați să folosiți, în special fetele, au dezechilibre hormonale referitoare la estrogen. Și atunci, mai ales după vârsta de 35-38 de ani, este bine să-și includă în alimentație broccoli, verze de Bruxelles și germeni de soia pe care îi presărăm în salată pentru a aduce un plus de nutrienți. Ce preparate conțin grăsimi trans și de ce sunt acestea periculoase pentru organism? Grăsimile sunt cele din animal, deci o sânza, da? Care e în pui, în vacă, în oaie, în toate astea. Și este o grăsime solidă. Asta este grăsimea de origine animală. Există grăsimi mai bune pentru sănătatea noastră care sunt lichide, ori de origine vegetală. Cea mai bună grăsime pentru noi este grăsimea din pește. Însă producătorii, în general, pentru a produce mai ieftin anumite lucruri, au început să folosească uleiuri vegetale pe care să le hidrogeneze într-un anumit proces de modificare a structurii lor, cum ar fi margarina, care e un unt vegetal. Și o serie întreagă de lucruri care, prin această oxidare, au transformat o grăsime lichidă, un ulei, într-o grăsime solidă, pe care aceștia o folosesc la prepararea diverselor lucruri, cum ar fi pateuri, panificație, foietaje, alții le folosesc ca atare sau gătesc cu ele, da? Cum este margarina. Și în procesul de gătire o să vedeți că atunci când le tratăm termic, aceste grăsimi încep să facă compuși care promovează producția de celule canceroase în corpul nostru. Aceste grăsimi trans sunt practic niște grăsimi pe care industria le-a modificat dintr-o ulei vegetal, le-a făcut solide. Și problema cu ele este că promovează așa numitul stres oxidativ și nitrosativ. Acest lucru ce face? Distruge celulele, le inflamează, promovează îmbătrânirea celulară și apariția cancerelor. E bine să vă uitați pe etichetele produselor și o să vedeți acolo, mai ales dacă sunt produse de import, trans fat și să le evitați. Care sunt legumele și fructele anticancer? Boala canceroasă nu are o origine pe deplin cunoscută, însă cercetările actuale au evidențiat din ce în ce mai mult că această boală canceroasă este dată de un dezechilibru principal al mecanismelor noastre de detoxifiere. Ce înseamnă detoxifierea la nivel de celulă? Înseamnă că orice factor din mediu sau produs de noi,
factori inflamatori, produși ai metabolismului nostru, care nu sunt buni, sunt nocivi celulele noastre, sau inhalăm zilnic țeavă de eșapament, gaze toxice de la diverse furnale și combinate, trăim într-un oraș foarte civilizat, mâncăm zilnic din ambalaje de plastic, bem apa din ambalaje de plastic care la temperaturi expuse la soare, o să vedeți că se degradează și eliberează în apa pe care noi o credem curată o serie întreagă de compuși. Toți aceștia ar trebui să intre în metabolismul celulei noastre și să fie descompuse final până la dioxid de carbon și apă, acestea să fie eliminate. Dar pentru asta înseamnă că mecanismele noastre de detoxifiere trebuie să funcționeze perfect. Ficatul nostru să funcționeze ca un ceas. La fel rinichii, care trebuie să elimine faza finală a detoxifierii. Ori dacă aceste lucruri nu funcționează cum trebuie, începem să avem probleme cu detoxifierea și să se acumuleze produși toxici în celulele noastre. Acești compuși toxici încep să reacționeze cu celula noastră și să ne distrugă codul genetic celular. Când apare o celulă cu codul genetic distrus, aceasta este deformată, e celula canceroasă. Pentru asta noi trebuie să avem un sistem de detoxifiere foarte bun și să avem niște, să includem în alimentația noastră și în comportamentul nostru lucruri de tipul hidratare foarte bună. De ce hidratare foarte bună? Bând suficientă cantitate de apă ajutăm faza finală a detoxifierii, eliminarea. Cu cât dăm mai mult volum, cu atât ne mai ușor ne va fi să eliminăm lucrurile toxice, produsele de metabolism toxic. Să ne protejăm, în primul rând, de fumat, care este foarte greu pentru corpul nostru, greu de metabolizat, greu de gestionat. Să consumăm legume și fructe în cea mai pură formă a lor, adică să le gătim cât mai puțin, pentru că prin gătire o să vedeți și carnea, și fructele, și legumele, prin gătire, mai ales prin expunere la gătire la grătar, cu fum sau prăjeală, vor produce produși și zone care promovează cancerul. Legume intens colorate, intens verde, intens roșu, ardei gras, licopenul din roșie face bine, o să vedeți în diverse cancere, o să vedeți că lanțul metabolic al estrogenilor, al hormonilor femeiești și progesteronului este favorizat de crucifere, varza, brocoli, trebuie să aveți grijă să mâncați foarte multe germeni din aștia de grâu, germeni de lucernă, germeni de soia, care fac foarte bine metabolismului nostru și implicit ajută la gestionarea unor mecanisme care ne protejează de cancer. Să nu uitați și să nu îi dați, să nu carențați organismul de produse de tipul carnea și alimentele echilibrate. Întotdeauna să includeți în fiecare zi pește, de preferat pește bogat în acizi omega-3, deci acizi omega-3 o să vedeți că fac foarte bine organismului nostru, și să dați întotdeauna o alternanță a produselor de carne. Astăzi mâncăm pasăre, mâine pește, poi mâine vită, și întotdeauna să o mâncăm cu foarte multă legume și fructe cât mai crude. De ce sunt din ce în ce mai multe decese din cauza acestei boli în ultimii ani? Tocmai pentru că noi avem un sistem de detoxifiere. Organismul nostru are o capacitate limitată. Dacă genetica ne ajută, o să avem o capacitate mai crescută de detoxifiere. Dar dacă nici genetica nu ne ajută și noi începem să depășim capacitatea noastră de a detoxifia, de a metaboliza produsele toxice, cum? Acumulând lucrurile toxice, fumatul, crescând fumatul, asociindu-l cu cafeina, care și ea folosește același lanț metabolic, folosind în exces antiinflamatoare, antibiotice, locuind într-un oraș încărcat, foarte aglomerat, cu multe mașini și țeavă de eșapament, expunându-ne zilnic, neprotejați de o și continuu la radiațiile ultraviolete
și la căldurile extreme, gătind în produse, în vase care au teflon sau care sunt din plastic și menținem alimentele, le ținem la frigider în vase de plastic sau le transportăm, apa o ținem în flacoane de plastic. Gătim la grătar sau prăjim, foarte mulți dintre dumneavoastră chiar prăjesc cu uleiuri vegetale, crezând că sunt bune și sănătoase, ele sunt foarte bune pentru sănătate, dar neprăjite, pentru că în momentul în care le expunem la foc, ele se transformă în produși cancerigeni. Da? Deci o serie întreagă de greșeli pe care le facem în ultimii ani în zona asta civilizată duc la depășirea capacității noastre de detoxifiere și automat ne trimit în creșterea frecvenței bolii canceroase. Care sunt cele mai periculoase diete și ce pot păți persoanele care le țin? Niciodată o dietă nu trebuie să o copiem dintr-o carte de pe net sau dieta colegului sau colegei. Pentru că a avea un stil de viață, trebuie să știm că el trebuie să fie foarte personalizat. Suntem indivizi unici din punct de vedere genetic și dacă suntem unici, vom reacționa diferit la tot ce ne înconjoară. De la alimente până la sport, mediul înconjurător. Drept pentru care și atunci când vrem să ne transformăm corpul și să ținem un nou stil alimentar, trebuie să ne alegem unul foarte personalizat. Acum sigur că există modă cu această dietă. Apar și dispar pe rând. Acum câțiva ani era excesiv la modă vegan, dieta vegan, să mănânci exclusiv vegetale și numai proteine de origine vegetală și să excluzi sub orice formă toată carnea și produsele din animal. Și o să vedeți că s-au produs atâtea dezechilibre metabolice, organismele respective au avut de suferit pentru că le-au lipsit vitamine esențiale și aminoacizi esențiali. Mai mult chiar părinții care s-au supus copiii acestor tipuri de diete au fost încarcerați pentru că au pus sănătatea copilului în pericol. Deci mare atenție și cui se adresează o astfel de dietă. Trendurile au renunțat la acest veganism și au trecut în extrema cealaltă. Niciodată extremele nu sunt bune. Dieta keto, keto cum se spune în română, în care scoatem toate vegetalele, fructele și legumele și introducem carne și grăsime, văzând că dacă oprim carbohidrații, vom slăbi. Sigur că vom slăbi, dar cu ce preț? Cu prețul intoxicării ficatului, intoxicării rinichilor, creierului care nu o să mai funcționeze cum trebuie, pentru că tot metabolismul este dat peste cap, pentru că pH-ul nostru, echilibrul nostru intern începe să fie cu greu ținut de organele care sunt responsabile de asta și chiar dacă el are o anumită eficiență, prețul pe care îl plătești ținând o astfel de dietă este foarte mare. În ultimele luni au început să apară o altă modă și am și văzut cum se invită unul pe altul pe net să țină o dietă restrictivă fără alimentație. Pornind de la niște studii care se interpretează greșit în cazul lor, cum că lipsa de alimentare o să scadă metabolismul și o să prelungească viața. Adică i-ar fi o dietă de tip anti-aging dacă faci foamea. Și atunci ei au început să țină această dietă în care 48 de ore nu mănâncă, 24 de ore nu mănâncă, sau 12 sau 18, sunt diverse formule. Oameni buni, nu vă înfometați, pentru că nu așa se face un astfel de mecanism. Și în niciun caz, în momentul în care vă înfometați, să nu vă așteptați la lucruri bune, pentru că aduceți foarte multe alimente și foarte multe calorii într-un interval foarte scurt de timp, după care depășiți capacitatea celulelor de a metaboliza, o să vă îngrașă, apoi începeți să faceți foame. În perioada respectivă, toți hormonii se readaptează pentru că noi ne adaptăm la lipsa asta de alimentație. Și anumiți hormoni încep să crească, cum ar fi cortizolul,
începi să te autodigeri, să-ți mănânci masa musculară. Când ți-ai mâncat masa musculară, nu vei mai avea capacitate să ai aceeași valoare metabolică. Când mănânci data următoare, te îngrași și mai mult și intri într-un cerc vicios. Nici de cum să nu te aștepți la niște rezultate fenomenale, pentru că această înfometare pe termen lung va determina un dezechilibru hormonal pe care foarte greu îl vei putea reechilibra. Mulțumim domnului doctor că a fost astăzi alături de noi și ne-a răspuns la aceste întrebări atât de arzătoare pentru femei. Cu mare drag. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru atenție și ne vedem data viitoare. La revedere!